Astele de aur de la Fote vor aurul și la europenele din Germania. România o caută pe următoarea Nadia. Amalia Puflea, Amalia Ghigoarță și Sabrina Maneca au plecat la europenele de gimnastică de la München ca să aducă aurul acasă. Fetele au luat aurul la Fote cu echipa. România are peste 100 de medalii în istoria europenelor de gimnastică. Cu câte medalii credeți că vă întoarceți voi per total de la aceste campionate europene? Am vrea 6, dar acum rămâne de văzut. Tu visezi la medalii? Da, normal. Ce aparat? În primul rând cu echipa, la sărituri, la sol și, Doamne ajută, și la individual. România caută o nouă Nadia pentru Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Cum o să sărbătoriți dacă veți lua aurul? Printr-o mică vacanță acasă.